A fost un an prost pentru penuria de alimente în 2022, cele mai afectate fiind producția de ouă și mâncare pentru copii. Din nefericire, specialiștii susțin că în 2023 ne-am putea confrunta cu o nouă penurie alimentară. Care sunt alimentele pe care oamenii ar trebui să le aibă în gospodărie? În contextul actual, specialiștii recomandă consumatorilor să-și facă stocul de alimente și produse de bază înainte ca prețurile să crească, iar acestea să devină mult mai greu de găsit pe rafturile magazinelor. Porumb. Din punct de vedere istoric, Ucraina a fost unul dintre cei mai importanți furnizori de porumb din lume, dar totul s-a schimbat de la invazia Rusiei de acum un an de zile. Pâine. Un deficit de pâine, făină și grâu este probabil la orizont, în mare parte din cauza războiului în curs din Ucraina. Rusia și Ucraina reprezintă aproape 20% din producția mondială de cereale. Ulei vegetal. Mai multe uleiuri vegetale, precum uleiul de canola, ulei de floarea soarelui, ulei de soia și ulei de palmier, sunt de așteptat să fie limitate în următoarele câteva luni. Acest lucru se datorează câtorva factori, inclusiv decizia Indoneziei de a opri exportul de ulei de palmier și secetele continue de pe glob. Mâncarea pentru bebeluși. Potrivit unui raport recent al producătorului gigant de mâncare pentru bebeluși, până în primăvara anului acestuia, proaspetele mămici s-ar putea lovi de faptul că mâncarea pentru bebeluși nu se mai găsește atât de des la raft. Șampania. Între 2020 și 2021 a existat o creștere uriașă a cererii consumatorilor pentru șampanie în Statele Unite ale Americii. Vânzările au crescut cu aproape 64%, iar cererea a persistat până în anul 2022. Producătorii se luptă acum să mențină oferta. Conserve pentru animale de companie. Dacă a existat vreodată un moment să începi să-ți faci provizii cu hrană pentru animale de companie, acum este timpul potrivit. Datorită lipsei de aluminiu, conservele pentru animale de companie ar putea fi mai greu de găsit în noul an. Relatează playtech.ro.